Prieten, unde v-ați dus? Tommy? O să-ți o iei? Blestemul din tabără. S-au dus. Copiii nu lasă dulciurile în foc. Suntem pe o insulă, sigur sunt pe aici. Păi nimic nu este pe undeva, dar trebuie să căutăm prin pădure. Aș ca vreodată v-ați ascuns la tabără? Da, copiii ăștia se pricep de minune. Bezele pe zi, maxim. Hei, vrei să-mi arăți cum se fac bezelele? Cred că e mai bine ca vara asta să stați departe de foc. Hei, serios, mamă, ne-am cerut scuze, da? Îmi pare rău, nu e suficient când ardeți garajul din temelii. Ok, dar de fapt, racheta a ars garajul din temelii, racheta plătită cu... al cui card de credit? Al mamei. Exact, deci ne auzi pe noi că dăm vina pe tine că ți-ai lăsat portofelul la vedere? Nu. Era o rachetă foarte tare, dar voi trebuie să vă învățați lecția. Ba, nu trebuia. De ce ai spus asta? Ce? De ce? Uite, știți că vă iubesc. Sunteți viața mea. Dar acum am nevoie de puțină pauză de voi. Răsăritul și apusul soarelui. Pământul pe care îl simt sub picioare. Sunetul. Sunetul tractului intestinal. Astea sunt câteva din lucrurile asupra cărora am putere în lumea mea. Acolo mergem? Taberele de comportament sunt pentru copii cu probleme. Ce tot... Stai. Să aveți o vară frumoasă. 29 și 30. Și... încerca să nu le enervați pe tipul ăla. Da? Te holdezi la mine, fiule? Ești atât de nebun? Hei, tată, n-am vrut să o facem. Derek, hai să prindem avionul. Îmi pare rău, pierdem avionul. N-am vrut nici să stricăm mașina. Uite, tată. Unu! Alinierea bețișoare. Mă ocup de voi imediat. Da, nu mergem acolo. Nu. Bine! Toți la bord către tabăra Pândac! Hei, bine ați revenit! Haideți la bord! Da. Tabără Pândac? Venim la tine! De unde știi că mai au loc pentru încă doi oameni? Nu încă doi oameni! Facem schimb! Cu aia doi! Haideți să facem o linie acum pe lângă autobuz ca să putem intra! Bun, ne-am revenit! Deci, salut! Salut! Bine ați venit în tabăra Pândac. Se pare că autobuzul numărul 2 este plin. Deci o să vă mutăm în autobuzul 3. Da, e chiar mai tare. Mult mai tare. De asemenea, nu cred că vă trebuie cu soanele. Sunt pentru tocilar. Deci o să le luăm noi de aici. Oh, mersi. O să le ținem. Mersi pentru avertizări. Da, nicio problemă. Și avem niște super numere pentru voi. Da, chiar aici? Bine. E mai ușor sau mai greu să reții nume? Voi... da. Sigur! Bine! Da. Bine! Bravo, Delroy. Sanjay. Mm-hmm. 29 și 30. V-am tot așteptat. Credeți că îmi place să aștept? Ești foarte atenți. Treceți imediat în autobuz! Zici că știi manevra Heimlich? Vrei să o demonstrezi pe mine? Doamnă, dar va trebui să știu cu ce vă prefaceți că vă înnecați pentru că mă ajută la abordare. Doamnă, nu vă îngrijorați de nimic. Suntem profesioniști antrenați ca la carte. Numai să nu fie prins de vreun urs și în cazul ăla, ce s-ar putea face? Deci, nu există niciun urs în tabăra Pândac. Doamnă,
În tabără facem chestii ca aruncatul copiilor în apă, ca să vedem dacă știu să noade. Wow! Asta a fost o metaforă. De fapt, nu aruncăm niciun copil în nicio apă, din niciun motiv. Credeți-mă, copilul dumneavoastră se va distra de minune! Pa, mama, te iubesc. Da, gata. Gata, ai sus. Da, iau eu asta, nicio problemă. L-ai luat? Da. Wow, ce ai luat aici? Necesități. Necesități delicioase. Delroy. Sanjay, locul nostru e aici. Da, așa e. Voi sunteți noul consilier și asistentul lui, Sanjay Kumar și Delroy Barfield? Da, noi suntem, ne-am transferat de la tabăra cu Chiwa. Credeam că sunteți de la tabăra cu Chichangua. Da, așa. Da, da. Bine. Super bucuroși să fim aici și gata să facem orice trebuie să facem pe aici. Așa că... Hai! Eu spun tabără, voi spuneți pândac! Tabără! Pândac! Tabără! Pândac! Eu spun tabără, voi pândac! Tabără! Cred că glumești, nu? Credeam că mergem în Ohio vara asta. Ohio este stațiune. Trebuie să te distrezi ca toți copiii. Dar au tobogan pe apă și o tonetă unde se vând clătite. Uite, nu e vina ta că ești răsfățat, ai crescut la Hollywood. Dar în fiecare vară eu și prietenii mei ne-am distrat de minune în tabăra asta. Și vreau să încerci și tu. Bine, tată. Super. Am înțeles. Nu, hei! Vino înapoi. Nu vreau să merg. E așa de nedrept. Da. Tată, pune-mă jos. Bine. Eu spun tabără, voi spuneți pândac. Tabără, pândac. Oh, serios, O'Reilly? Ha, aici scrie că ați asgarajul cu o rachetă. Da, domnule, dar n-am fost noi. Noi nu suntem nici măcar frați. Deci familia nu înseamnă nimic în casa O'Reilly? Nu știm asta, domnule, pentru că, cum v-am spus, nu suntem rude. Gata vorba! Vreau să văd flotările! Bine, bine. Sigur, de sigur, de sigur, de sigur, toată și cântăm. Mai avem doi de întâlnit, cel în albia meu. Stai, stai puțin. Am crezut că Wookie era al tău. Vreau să am și rezerve. Bună, sunt Alice. Ești nou pe aici? Da, eu sunt super nou. O să fie o super vară. Da, super vară. Scuze, frate, îmi trebuie spațiu la cât de super sunt. Frate, pe scuze, bune. Scuze, îmi trebuie să super, vreau mai mult spațiu. Scuze. Bine, bine, frate. Deci, a durut când ai fost lovită de înger? Cum? Adică atunci când ai căzut din rai, nu te-a lovit nimic. A fost groaznic, a fost oribil. Nu. Pentru că sunt încă super, nu? Haide, te rog, încă frate, nu acum. Încă super. Nu, nu, mersi. Încă super. Dați-vă jos! Bravo, copii! Bravo, vă! Bine ați venit? Hey, Sanjay, Delroy, avem trei reguli în tabăra asta. Ne distrăm, ne respectăm pe noi și pe mama natură și dacă vedeți o cocioabă în pădure, să nu intrați pentru că noi suspectăm că ar fi bântuită. Bine ați venit în tabăra Pândac! Numele meu este Kroll și sunt directorul taberei. Mie puteți să-mi spuneți Wookie, sunt consilierul șef. Și de-abia așteptăm încă o vară de lacuri reci, mușcături de gândaci și mâncare ce poate fi descrisă ca fiind cel puțin periculoasă. Asta vrem să... Și fără telefoane, nu avem semnal. Semnalul nu reprezintă o problemă, prietene, pentru că n-aveți voie cu mobilele pe insula asta. Tu ai idee în ce an suntem? Metia a înlocuit aerul curat acum vreo 50 de ani. Mi-l dai puțin? Wow, ce telefon ai! E un telefon de 500 de dolari. Da, oh, și-a sărit doar de două ori. Ți-ai luat țeapă, piticule? În barcă! Willy!
vom plonja spre o vară de distracție! Luați-vă vestele de salvare, vă rog! Claxonează la ei! Le place! Frate, bine că am venit în tabăra asta! O să fie tare! Ți-am spus eu! Super tare! Ieșiți din barcă! Dacă ați vrea să-mi dați vestele, ar fi super! Dați-le! Vă mulțumesc! Le iau eu! Merci! Hei, ticuțule, doar nu ești încă îmbufnat că ți-am aruncat telefonul, nu-i așa? Uite, dăm 2 zile și o să uiți complet de el. Tu ai telefon? Nu e corect. Da, telefonul ăsta este singurul mod de comunicare între insulă și țărm. Uite, poate avem nevoie de-l în caz de urgență. Dar știi ceva? Ai dreptate. Ce-i corect, e corect. Hei, marele Willy, mersi că ne-ai adus. Ne vedem pe 3 septembrie, dar numai de vreme, indiferent de situație. Mă scuzați, băieții noi, scuze. Hei, stai. O să răspundeți de cabana veverițelor. Cred că asta e cabana celor șmecheri, nu? Nu va trebui să opriți prea multe petreceri, nu. Dar sunt copii de treabă, pe bune. Să vă dau cartea cu reguli. O să aveți nevoie. O carte întreagă? Crol a spus că există doar 3 reguli. A spus ceva despre foc sau apă? Nu. Nu? Păi atunci ar fi bine să o citiți, da? Distracție plăcută. O, Doamne, ne-a dat să citim o carte. Atenție, începători, boboci și oameni pe care deja i-am bătut la sport. Eu sunt Brogan Van Schioch. Și ea... Previță! Este cupa fără nume. Acordată în fiecare an cabanei cu cele mai multe puncte de excelență. Întrebarea pe care vă puneți este: ce cabană a câștigat cupa 6 veri la rând? Și mă mir că mai trebuie să întrebați. Răspunsul este Viezurii. Hai, Viezurii! Frate, Viezurii nu fac așa. Ba da, fac. De fapt, nu fac. Sâsâie. Ba nu, beberițoiule. Cred că mai repede e ceva de genul. Exact. Da, păi, de fapt, sunt destul de drăguți. Exact. Cei mai drăguți. Nu, stai. Hai, Viezurii! Da, asta este vara veverițelor. Îl urăm pe ăsta, nu-i așa? Da, da, normal. Hai să aflăm cât de super sunt veverițele și să începem rivalitatea asta. Voi sunteți veverițele? Da. Și voi sunteți consilierul și asistentul? Acum pot să-mi retrag cuvintele? Bine, întrebare fulger. Deci, ce face un asistent? Nu știi? Am spus întrebare fulger. Fulger. E consilier în pregătire. Stai, eu sunt șeful lui? Mm-hmm. Oh, nu, Delroy, nu este ușor să-l mulțumești pe domnul Sanjay? Bine, bine, în regulă. Eu sunt Ruth. Ba nu, nu este. Tu ești Cheeseburger. Mm-hmm. Aici este Hollywood? Geniul normal. Twilight? Nu comentez. Atunci rămâne Twilight, da. Și tu? Tu rânjești mereu așa? Păi mai mereu, da. Viața e frumoasă. Tu, prietene, ești rânjitul. Bam! Astea-s poreclele. Ce urmează? Voi ar trebui să ne spuneți ce să facem. Sper că e ceva amuzant. Bine, tu ce zici să facem? Păi, toată lumea va face o poză în grup. Poză de grup! Exact la asta ne gândeam, nu, Sanjay? Cine? Frate! Da, exact! Eu, Sanjay! Da, hai, poză de grup! Haide, haideți, băieți, ridicați-o! Haideți! O, salut, veveriților!
Cred că v-a căzut asta. Trebuie să aveți mai multă grijă. Wow, hei, stai, ce faci? Credeți? Trebuie să o facem. Da. Ați aruncat cartea cu reguli. Aveți voie? Ăsta e stilul nostru. Sunteți foarte tari. Hei, veverițelor, așteptați. Regulile astea sunt importante. Le-ați citit, nu-i așa? Am mai făcut asta până acum. Am fost în tabere. Suntem consilieri. Și n-au cum să facă și ei ca în împăratul muștelor. Suntem mai mari decât ei. Îi putem bate. Da. Îi protejăm pe ei, nu pe noi. Mulțumim. Pa. Pa. În regulă, poză de grup. Hai, hai. Haide. E prea târziu să plecăm în altă tabără? Da. Tot ce faceți este greșit. Nu mă puteți face fericit. Dar de nu încercați, o să fiu trist. Și știți ceva? Când sunt trist, mă muncesc pe voi și mă mult. 3, 2, 1. E perfect. Atenție, oameni buni! Chiar dacă nu ați avut de ales, vă mulțumim că ați ales cantina pentru nevoile voastre culinare. Specialitățile de azi sunt friptura apoasă, salata apoasă și dulceața apoasă. Dacă vreți toate trei aromele combinate pentru cea mai apoasă experiență, vă sugerez combinația apoasă. Are vreun usturoi? Doar dulceață. Are aromă? Eu nu mănânc nimic de aici. Păi, nici nu trebuie. Ai ceva mândedat la schimb? O, da, da, da. Astea sunt... Nu cred că recunoști marca. Nu. În tabără de șah nu ne punem să mâncăm nimic apos. Vreau acolo. Bun, dacă mai vrei să ai vreodată prietenă, să nu mai spui asta, da? Ce ar trebui să paștim? Păi, dacă vă place de o fată, ignorați-o, complet. Și profitați de orice oportunitate pe care o aveți să arătați mușchii. Ai mei sunt Terminatorul și Thor. Păi, sunați un instalator, pentru că aceste conducte vor exploda. Bravo, rânjetule! Băi, șoareci cu blană. Hei, Brogan! Ești veașcă. Cum e apa? Puteți face oricâte șiretlicuri doriți bobocilor. Dar cupa aia n-o s-o luați. Păi, nu vrem cupa aia nasoală. Mă rog. Bine, da, eu vreau cupa aia. Crezi că o putem câștiga? Cine a zis că trebuie să câștigăm? Cât de mult mai trebuie să mergem? Destul de mult încât Brogan să nu găsească unde o ascundem. Ne omoară dacă află că am luat-o. De asta nu va afla niciodată. Și oricum, cât de mult să țină la ea dacă nu i-a dat nici măcar un nume? Serios. Haide, hai să ascundem chestia. Ai chipsuri cu brânză? Dacă am chipsuri cu brânză, vrei coapte, fripte sau fierte? Fripte. Poftim. Mersi. Trecem-o pe caiet. Acolo o ascundem. Locul ăsta pare poate bântuit. Și un pic periculos. Exact, e perfect. A fost ideea ta. Ați auzit? Nu există animale pe aici. E așa liniște. Păi dacă e liniște, cum ai putea să auzi, domnule Einstein? Sanjay, ideea mea era să o ascundem în pădure. Nu să intrăm într-o coceabă dubioasă în care Crowl ne-a spus să nu intrăm. Veniți odată? Spus... Da, da, noi așteptăm aici.
frică mie. Oh, ce urât miroase. Oh, wow. Eu n-aud înjunghieri. Voi sunteți bine? Da! Puștele cam tensionat. Bun, hai să găsim un loc și să plecăm. Nu aici. Încăperea aia e și mai ciudată. Stai! Hei, Sanjay! Unde ești? Frate, nu este amuzant! Dar asta a fost! Vă înjunghie cineva? Nu, suntem bine. Frate, nu-mi vine să cred ce urât miroase aici! Scârbos! Credeam că baia de acasă miroase urât. Aici! O ascundem aici. Păi, ce facem cu ultima? Regulile băilor, frate. O folosești pe cea care e mai departe de ușă. Și când Brogan o să vină să caute, se va uita în aia și nu o va găsi pentru că... suntem mai deștepți decât el. Da, ești mult mai deștept decât el, că ai venit într-o cocioabă ciudată și intri într-o gaură întunecată și mirositoare. Mai este ceva aici. Ce? Ce? Te-ai speriat? Haide, nu sta cu vreunui copil. Bine, de data asta m-ai făcut. E doar un ursuleț de pluș. Da, păi mi-e frică de el, da? Și, miroase groaznic. Prăjituri, mica gărgăriță? Nu s-au mai făcut din anii 70! Nu există niciun produs alimentar în astea, doar chimicale. Cred că se pot mânca. O carte cu povești. Povești de groază. Sunt scrise de mână. O citim diseară la foc? Da. Nu face să mă privească, da? Și cine face pe el la noapte, va dormi pe verandă. Adică tu. Cine, eu? Stă singur, singurel pe lângă la... Taurul. Și coșmarurile vin și numai ta. Taurul. Și în pat tu te cutremuri. Și cu perna încep să tremuri. Și tot sper să nu ajungi să fii mâncat. Hei, veverițelor, veniți și luați niște bezele. Serviți-vă, da? Da, îmi plac bezelele. Bun, acestui foc de tabără îi trebuie niște povești de groază. Cine e de acord? Aici nu spunem povești de groază. E regula taberei. Mai ales dacă voi, mai ales dacă lui Brogan o să-i fie frică, mai bine că nu spunem. Nu mi-e frică, bobocule. Eu zic să o facem. Lăsăm regulile. Mereu ești pus pe șoti. Bine. Gata. Păi, doar în seara asta, da? Cine vrea să înceapă? Păi, din întâmplare, am o carte de povești chiar aici. Mai de mult, era o fată și mama ei spusese să nu se culce niciodată fără să se spele pe față. Și într-o noapte, era așa de obosită că nu s-a spălat. Și a doua dimineață îi crescuse mustață. Pe față. Bine, sigur n-ar trebui să facem asta. Da, mai ales cu povești așa de slabe. Adică, serios, Gașcă, acum încălcăm regulile, da? Deci... hai să fie mai reale. Deci, povestea mea a fost super tare. Bine, am eu una. Dar eu știu, nu cred că puteți să rezistați. Vorbești cu un tip care are o motocicletă, dacă te interesează. Uneori, prima ieșire într-o tabără poate fi și ultima. Nu pentru că nu te mai întorci, ci pentru că nu a pus să pleci. Întrebați-l pe consilierul cel nou, Anson Miner. Inițierea lui n-a mers conform planului. Sigur, e foarte distractiv să te bați în canoe noaptea și legat la ochi. Dar cât ai zice pește, Anson era sub apă. Când au ajuns cu el la țărm, abia dacă mai respira. Prietenii lui știau că trebuie să-l ducă repede la un doctor. Dar cel mai apropiat spital nu era genul de spital pentru oameni. Oh!
Era un vechi spital pentru animale, păzit de un câine cu o scărdă de metal ciudată. Ușa era deschisă. Și înăuntru au găsit doctorul. Nu sunt tocmai familiar cu oamenii, dar încerc. A zis el. Nu reușea să-i găsească pulsul. Anson era mort. Și prietenul meu a murit recent. Nu am rezistat fără el. Așa că l-am adus înapoi. Cred că l-ați văzut afară. Cel ce purtați garda drăguță. Pot să vă aduc prietenul înapoi într-o oarecare măsură. Ceea ce nu le-a spus era că Anson n-avea să mai fie la fel. Perul a adus înapoi corpul lui Anson, dar ca zombi însetat de sânge. Nu, nu e prietenul vostru fără gardă! Dar doctorul n-a fost rapid. Anson se hrănea în continuare și așa a început epidemia. Și cum l-a oprit? Păi, fără doctor, de-abia au descoperit antidotul la timp. Dar apoi totul a revenit la normal, nu? Antidotul a mers pe toți, cu excepția lui Anson. Fusese nemort prea mult pentru a fi salvat. Păi, și atunci, ce s-a întâmplat? Unii spun că ar fi încă la spital cu toate creaturile moarte. Alții spun că bântuie prin pădurile astea și poate fi auzit noaptea când umblă de colo încolo, căutând creier viu. Pentru că foamea n-a putut fi stăpânită. Da! Oh, frate, ai făcut? A făcut pe el! Ba nu! Doar că... Așa de eu. Mă rog! Da, eu. Nici n-ar trebui să spunem povești de groază. O să-ți o plătesc eu, Sanjay Kumar. Să noapte bună, Brogan! Povestea nu e reală, nu-i așa? Adică zombii nu sunt reali? Gașcă, serios! Știți că zombii nu există. Logic! Mai cântăm o dată? Da! Îmi place să enervezi copiii, știi? Mult mai amuzant decât să enervezi adulți. Ce urmează? E foame. Hai în bucătărie! Da, să mergem! Mie mereu mi-e foame. Wow! Stai așa! Drumul e liber! Foarte... Așa e! Da, da, și ce părere ai? Cum se pare să mergem aici? Jos, la pământ, frate! Frate! Oh, e deja supărată, frate! Oare chiar să o speriem? Să știți că vă văd! Bună, Lauren! Bună! Încercați să mă speriați din nou! Farsele încalcă regulile! Lasă-o baltă, se pare că fata e împotriva distracției. Pan, nu sunt împotriva distracției. Nu, nu, doar ador regulile. Cred că am văzut o regulă atârnată de leagănul ăla. Dacă vrei să o trebuie să urmezi. Bine, uite, noi mergem să cotrobăim prin bucătărie. Adică nu trebuie să vii dacă, știi, ți-e frică sau... Nu, pot să încalc niște reguli? Da, da, hai să, să încălcăm niște reguli. Da, hai să încălcăm în picioare niște reguli. Lauren, cine ce, pasul? Acum? Bine, nu te presăm. Dar acum trebuie să înveți să încalci niște reguli. Haide, hai să încălcăm niște reguli. E în regulă. Este ceva afară. Mereu e ceva afară, Gașcă. Hai să gândim pozitiv. Vreau, mamă!
da, dar ce mai ai iurea consilieri? Sper să nu umble prin bucătărie fără noi. Bucătărie! Băi, ei, am luat pâinea, adică două trei de carne. Eu fac mâncă. Am luat niște carne. Da, da, o să vezi. Hai de bine. Deci, Toca, nimeni din casa mea nu mă lasă să mănânc asta. Cine vrea o salată de ton? Nu. Ce? Eu am găsit frișca. Bine, dă-mi coace. O să faci fieri! Ideea asta e cea mai tare! Băi, sincer, sunt dezamăgit! Dacă voiați să cotrobăiți, de ce nu facem și niște sandvișuri cu chiftele, ha? Super! Hei, vrei să mergem în bord să privim stelele? Da, sigur. Stai să iau o pătură și să încerc să nu vomit. Ne vedem acolo. Bine. Singură. Bine. Coșmarurile deoparte pentru că a sosit dimineața și nimic, n-am nicio rimă pentru dimineață. Ok, mai departe. Hei, încetează imediat. Nu ai voie să folosești sistemul de sonorizare și știu că voi ați luat cupa fără nume. Bun, și vă rog să observați că există o pereche adorabilă de chiloți în loc de steag. Puteți să-i luați imediat după micul dejun, dar probabil toată lumea va râde de voi. La tine mă refer, Brogan. De asemenea, eu aș sta departe de ei pentru că cineva a făcut pe el asta noapte. Revenim imediat. S-a zis cu tine, Sanjay. M-ai auzit? Acum e dor de primul instructor. Nu sunt o persoană ordonată. Las mizerie pe unde merg. Nu există loc pe pământ mai dezgustător decât baia mea. Și voi o veți curăța cu limba dacă lăsați bărcile alea jos. Să trăiți, am înțeles, să trăiți. Creier. Salut, Wookie. Îmi place părul tot dimineața. Om. Doar Alice. M-ai lăsat baltă azi noapte. Te-am așteptat o oră pe ponton. Ponton! No! Ce se întâmplă? De ce are mustață? Nu cred! Ai văzut asta? I-a crescut mustață! Fața îi arată ciudat! Stai, oprește-te! Ed! Bun, geniule, foarte adânc, da? Vreau să o faci cu toată puterea. Haide! Da, păi e un început. Băi, am auzit că azi dimineața s-a trezit și avea mustață. Nici eu nu reușesc asta. Da, mustață. Hei, n-ai spus exact aceeași poveste cum stați azi noapte în jurul focului? Da, e ciudat. Faci să pară așa de ușor. Bun, ce avem în plan astăzi? Trebuie să facem brățări ale prieteniei. Minunat. Artă și artă și meșteșug. Și apoi, cine vrea să joace rațele și vânătorii? Nu. Facem brățări? Nu. Stânga. 1, 2, 3. Motivează-ți colegii.
Eu mă duc să stresez pe cineva. Hai, viețurii! S-a zis cu noi. Și s-a zis rău. O să te fac praf, băiete. Fii atent. Voi veți fi făcuți praf. Tu fii atent. Nu prea cred, frate. În spaniolă s-o spun. Te vas a perder, bro. Ok, da, să fii atent. Diseară o să ne vezi la știri făcând suntem cei mai buni, am câștigat. Și tu o să spui: oh, nu, am Danny așa de drăguț, aș vrea să fiu ca el. Eu nu mă uit la știri. Bun! Veniți aici, războinici și războinice din tabără! Bine ați venit în tabără pântac! Unde jucăm rasele și vânătorii! Haideți! Nu uitați! Capul sus și mingile jos! Și fie ca mingile să nu vă facă să vă pierdeți cunoștința nici măcar o secundă! Să începem! Jucat. Ne fac praf! V-ați săturat? Pentru că viezurii pot să joace și mai bine de atât. Auziți? Sigur că da. Încă nu m-am lămurit cu regulile. Mă doare stomacul. Mă doare tot corpul. Era să fiu lovit de câteva ori. Haideți, băieți, vă descurcați serios? Bine. Serios? Uite, bea niște apă. Bună treabă, viezurilor. Dar nu vă relaxați. Încă îi mai putem răni câteva minute. Știu că ați dat 100% și sunt mândru de voi. Dar v-a mai rămas 40%. Bun, luați-vă apă. Să fim hidratați când câștigăm. Bun, lucrăm cu ce puteți mai bine. Cheeseburger, arunci croaznic, dai noroc. Când arunci, închide ochii. Geniule, când prinzi mingea, dă-i-o lui cheeseburger. Nânjitule, ești rapid, îmi place cum alergi. Obosește-i pe cei ce aruncă. Twilight! Îi lasă să mă lovească? Exact! Tata a zis că în tabără e distractiv. Nu-i așa? Sunt furios pe el că m-a adus în porcăria asta. Bine! Strânge toată furia în jurul mingii ca și când ar fi un sac cu pulbere. Haide să mergem! Cred că suntem gata. Bine! Să facem! Să începem! În continuare. Așteaptă. Ce? Gata, haideți. Haideți, viezurilor. Hai, viezurii. Ce se întâmplă, viezurilor? Vă simțiți bine? Frate, scrie că acționează repede și nu glumeau. Deschide! Și nu-mi vine să cred ochișorilor. Se pare că viezurii au abandonat jocul. Adică veverițele au câștigat! Am reușit! Îmi vinge acele veverițe chiar dacă e ultimul lucru pe care îl vom face! În următoarea oră nu aveți voie la toaleta publică! Bine, băieți! Bine ați venit la antrenamentele medievale aici, în tabăra Pândac! Care, exact ca algebra și Shakespeare, nu vă vor fi de folos în viața de zi cu zi. Da, dar ne distrăm! Și în plus, ori asta, ori făceam îmbrățări. Deci, haide, șmechere! Țintit! Bravo, Hollywood! Mersi! Poftim! E numai a ta. Câte școli particulare te-au lăsat să te joci cu chestii de-astea? Începe să-mi placă în tabără. Băi, psucă! Care-i treaba, piticule? Ți-e dor de mami? Da, pleacă, măi, psucă! Hei, Twilight! E rândul tău! Nu este! Cum vrei tu? Oh, wow! Și acum ce să fac? Dă-i drumul! Cu care mână? Nu! Wow!
Gălănjitule! Frate, nu-i frumos! Geniule! Hei, geniule! Frate, unde te duci? Fug de aici! Ce? Nu poți face asta? Ghișine e dat afară dacă dispar tu. Nu vreau să fiți dați afară, doar că locul meu nu e aici. Mama avea dreptate, nu-ți foc-o pentru tabere. Lasă ce a spus mama. Tu ce părere ai? N-am mai pus mâna pe un arș și săgeată. Nu știu să arunc. Mă pricep doar să mă ferez de chestii. Mereu se aruncau cu chestii în copiii deștepți. Vai de mine. Hei, nu ești. Viața înseamnă să încerci mereu chestii noi. Doar atâta poți să-mi spui. Bine, uite. Nici eu n-am mai fost în tabere. Eu și fratele meu am mințit ca să intrăm aici și nici eu nu credeam că îmi găsesc locuri, dar ne distrăm de minune. Haide! Asta ar putea fi o vară super. Serios? N-ai mai fost în tabără? Da. Asta explică foarte multe. Aștia v-a stat ceaiul. Sunt furioasă. Du-te să țipa. Bine, salut. Bună. Salut, băieți. Iepurii nu țipă? Spune-i lui Aștia că încă sunteți prietene. Bine. Deci totul e ok? Da. Rămân. Mersi. Știam eu că n-ai mai fost în tabără. Dar stai calm. N-o să spun nimănui. De ce? Pentru că l-ai ajutat. Nu e ușor să întorci un copil. Crede-mă. Știu bine. Și eu am încercat să fug. Din fericire am avut un consilier foarte bun. S-ar putea să devii și tu la fel. Se dau drept consilierei tabere, ha? Rogan Van Schioch vă va da de gol. Firar! Dacă vrei să fii un consilier bun, trebuie să înveți să faci bezele. Bun, deci mai întâi trebuie să le prăjești. Dar să nu le arzi. Dar n-ar trebui să avem și foc ca să le facem? Da, n-avem voie să facem foc fără aprobare. Sunt regulile. Nu râde de mine. Bine, păi, să zicem că am prăjit bezeaua perfect. Acum ce? Bun, mai întâi trebuie să ai biscuiții gata cu ciocolata deja pusă pe ei și apoi prins bezeaua între ei. Merge mai bine când e topită. Ai văzut aia? Ce? Ce? Zici că era un zombie. Un zombie? Ce, ca Anson Minor din povestea de la focul de tabără? Bine, nu mai vorbi prostii. Păi... am citit și povestea cu mustața și ție ți-a părut. Mersi, Delroy. Salut, Kroll. Ce mai faci? Mă sor niște carne afumată. De ce? Ca să știu cât avem. Hei, ce zice dacă ai afla că am spus niște povești de groază azi noapte în jurul focului și poate că încep să se adeverească? Aș spune că ai încălcat regula poveștilor de groază. De ce e regula asta? E o tradiție aici bazată pe o legendă destul de înspăimântătoare. Cred că acum ceva timp s-a întâmplat ceva groaznic pe aici. Au dispărut niște oameni. Așa, pur și simplu. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. De atunci nu se mai spun povești de groază. Și știi ceva? Nu s-a mai speriat nimeni pe aici. Kroll! Hei, Kroll! Ne dai niște carne? Lui Wookie e foarte foame. Știi ceva? Nu-mi pasă cât ție de foame. Nu-ți uita bunele maniere. Bine, mă duc să-l găsesc pe Sanjay. Ți-a dus copiii pe drumul vechi la tabăra majoretelor. S-aud un îl. Bine, îl duc eu. Da, super. Hai să mergem. Hei, stai! Cât de lungă era bucata de carne? Dacă majoretele vorbesc cu noi, ce să le spunem? Tatăl tău nu te-a învățat chestiile astea? Nu, e mereu pe platou. Al meu e mereu ocupat cu fizica lui. Bine, păi, fizicul e bun, uitați-vă la al meu. Și... de fapt, nu vorbiți cu fetele, Sanjay! Ci mai mult ascultați conversația pe care o au cu ele însă. Sanjay! Dane! Sanjay! Băieți, uite, trebuie să ne întoarcem acum. Nu, mergem la majoretele de peste lac, deci... ce? Nu. Suntem pe o insulă, trebuie să trecem dincolo de apă. Să luăm ușor, frate. Poveștile de azi noapte au început să prindă viață. Mai întâi, mustața lui Lauren, acum Anson Minor. L-am văzut în pădure. Tipul zombie, serios? Ai văzut un zombie? Frate, e doar Brogan care se ține de glume, da? Haide. Ce? Bine, hai! Unde e râșitul?
aia veche și urâtă. Nu-i mare lucru. Nu! De ce ai fugit aici? O că luase raza, dar acum sunt bine. Nu trebuie să intrăm în cocioara aia. Sau să deschidem cartea. Sau să încălcăm regula poveștilor. Bine, voi trebuie să respectați toate regulile? Frate, au și ei dreptate. Mutați asta! Hai! Bine! Este bine! Am blocat intrarea! Asta înseamnă că n-avem cum să ieșim! Suntem blocați! Frate! Ai terminat? Da, o să caut arme! Bine! Bravo! Băieți! Intrați în dulap! Hai! Haideți! Ce? O să murim aici? Probabil! Nu! Ce? Nu! Ba nu moare nimeni, bine? Crezi că o să dureze mult? Nu știu ce-s burger. Pentru că n-am unde să stau jos și... Ce? Ce? Prea târziu să facem prăsările alea? Bine, gândește. Povestea de groază a prins viața. Bine, dar ce se întâmplă în poveste? Zombii prea mult? Nu. Au fost vindecați cu excepția primei da, victime. Da. Cine e pacientul O? Pacientul zero, frate. Așa se numește prima victimă a unei epidemii. Zgarda. Ăsta e spitalul din poveste. Asta e zgarda, care ar fi trebuit să fie pe Ensen. Te recomand asta, cred că o controla. Ține, scoate bateriile din ea. Poate reușim să-i punem zgarda lui Ensen și să folosim telecomanda ca să-l oprim. Bine, dar de unde o să știi că o să meargă? Nici nu știi dacă e el. Și voi? Zombii știe cum îl cheamă. Mare scofală și câinele meu. Și poate prinde o minge cu ochii închiși. Ce tâmpenie! Wow! Nu ne arunca planul, da? Ne trebuie. Hei, wow! Dacă deschizi ușa, o să intre aici și o să ne mănânce creierii, da? Sunt prea frumos să mor, Dylan. O să stăm să așteptăm să murim, da? Bine. Îi pun eu zgarda. Bine. Pot să fac. Asta fac frații mai mari. Ah, ce drăguț! Ba nu e, da? Te rog să taci. Gata? Ok. 1, 2. Stai puțin! Mi-a trebuit asta nu pare a fi parte din plan. Poate zombii mănâncă pe ei și ne lasă pe noi. Gata! Frate, ce-ai mâncat de dimineață? Ce vrei să faci? Ajută-mă, frate! Salut, fraților, ce faceți? Ensen? Ăsta e numele meu. Ce tare. Acum chiar că mi se pare ciudat. Stai. Ești bine acum, nu? Mă simt bine. Mort, dar bine. Voi cine sunteți? Noi suntem consilieri la tabăra Pântac. Super! Și eu am fost consilier la tabăra Lacul Șoptit. Deci, voi ce faceți ca să vă distrați? Știți ce n-am mai făcut de mulți ani? Breakdance! Ia uite, moonwalk! Statul în cap și șurubul! Cred că îmi place de tipul ăsta. Hai să-l ducem în tabără să stea cu noi! Excelent! Însă vreau să vorbesc cu el. Ești nebun?
Este zombie, Dane. Da, un zombie care este amuzant. Nu ne strică cheful și oricum. Noi controlăm totul, mai știi? O să fie bine. Salutare, fiete! Mi-e frică de voi! Scuze, doar că mi-am amintit că ești un zombie care ne urmărea acum câteva minute. Înțeleg. Păi, s-o luăm de la început. Eu sunt Anson. Mai am brațe, încântat de cunoștință. Bine, păi, haideți înapoi la tabără. Anson, mă bucur că te-am cunoscut, dar tu va trebui să rămâi singur aici. Oh, da, bine. Păi, să mă vizitați, am destul loc. Rămâne secretul nostru. Nimeni nu va afla de locul ăsta. Salut, frate! Oh. Adică, salut! Pot să te ajut cu ceva? Tu poți să-mi dai cupa. Știu că au ascuns-o pe aici! Wow. Frate, ce are pielea ta? Arăți ca un zombie! Asta pentru că și sunt. Deja au încercat trucul cu zombie pe mine, deci tu trebuie să încerci altceva. Ai adus salată cu ton? Deci acum îți place tonul? Aseară am adus salată de ton și m-ai privit de parcă îți dădeam mâncare de câini. Și acum te privesc ca și când ai ști că salata cu ton se mănâncă la picnicuri. Ales, privește-i pielea, e gri. Și ar trebui să-i dau papucii? Eu sunt prietena consilierului șef, Jen. Nu o să mă despart de el doar pentru că e cam palid. Mă rog. Salata cu ton nu se mănâncă la picnic. Maioneza se încălzește la soare și apoi toată lumea vomită. Așa se întâmplă. Creier! Gata, băieți, în pijamale cu voi! Haide, 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 haide! Dar chiar trebuie. Nu puteți să dormim îmbrăcați așa? Nu! Delroy, puteți să dormim îmbrăcați? Sigur! Serios, da. Pot să dorm îmbrăcați, dar eu aduc un zombie acasă și te superi? Bine, pare un tip de treabă, dar ce vrei să facem? Să-i dăm un pat să vedem dacă ne mușcă? Pă, eu știu, poate să avem încredere în el și în garda lui electrică, bine? Încearcă și el să se simtă ca aparține. Eu înțeleg sentimentul ăsta. Și eu! Și eu la fel! Bine, uite! Următorul zombie pe care îl găsești, îl păstrezi, da? Mulțumesc! Închide-ți ușa! Dă-l afară! Bravo, Hollywood! Nu a fost el. Twilight? Nu e că n-am vrut să trag mai devreme, dar n-aveam nevoie de antrenament. Bravo! Trebuie să-i avertizăm pe toți. Da, ca să ne trimit o armată sau ceva. Nu, n-am riscat contaminarea. Cred că ar inventa cine știe ce poveste și apoi așterge insula și pe noi de pe fața pământului. De unde știi toate astea? Tata a făcut un film ca asta mai de mult. Și doi zombii vor infecta locul ăsta foarte repede. Eduardo Mulfoarfe, care are dreptate? Cullen. Ha? Edward Cullen. Cam film? Nu am. Dacă nu rezolvăm situația, va fi din ce în ce mai rău. Dacă Brogan e zombie, probabil că sunt mai mulți. Așa e. Voi rămâneți cu el, eu spun tuturor. Bine. O, și blocați fereastra aia. Acum nu mă opun. Îmi place de el,
Dar astăzi a fost cam neserios. Toată ziua a scos sunete ciudate și a încercat să mă atingă pe cap. Oh, și miroase și urât. Ce mă fac? Păi, în primul rând, îi spui lui Yuki că n-ai de gând să-i mai suporți comportamentul și capul tău îți aparține doar ție. Adică e un tip de treabă. Se va îndrepta. În ceea ce privește mirosul, da, o să dureze ceva timp. Adică eu am mirosit așa cam până la 30 de ani. Mersi, Crow. Vreți să-mi dați niște sfaturi? Nu înțeleg de ce băieții vor mereu același lucru, chiar dacă acel lucru este plictisitor. Și chiar lângă el există ceva cu adevărat uimitor, dar el nici măcar nu observă. Adică, pe bune, chiar uimitor. Da, nu te pot ajuta cu asta, dar am o poveste. Adică e cam stranie, dar aveți răbdare, ok? Este despre un băiat numit Crow și... Fără povești. TNJ și cu mine am citit aseară o poveste cu zombi care a devenit realitate și acum umblă unul care l-a mușcat pe Brogan. La focul ăsta nu spunem povești, frate, ci împărtășim experiențe. Dacă ai ceva de împărtășit, te ascultăm. Ah, Crow, te rog. Deci nu mă credeți? Nimeni nu m-a crezut. Și acum? Stăm aici până mâine dimineață? Dar puteți să dormim în hainele astea, da? Eu nu văd pe nimeni. Nici eu. Pe nimeni? Mă duc să verific afară. Bine. Nu te oferi să vii cu mine? Nu. Ce mai, frate? Nu sunt fratele tău, da? Sunt Sanjay. Nu mai schimb numele. Du-te. Poți să faci. Pafta. Loren! Loren, în spate! Nu te ajut, sunt toți supărată, da? Haide, să mergem! Domnii, bani la ușă? Acum nu mai simte creierul de geniu! Urmezi, calmați-vă! Calmați-vă! Da? Eu zic să deschidem ușa și să-l facem ferferită pe zombie ăsta, da? Bine, unu, doi, trei! Stai, stai, stai! Noi suntem băieți! Opriți-vă, da? Nu suntem zombi! Ce se întâmplă aici? E o poveste lungă. Da, cred că vine apocalipsa zombilor. Cred că e supărată pe tine. Și e numai vina voastră! Zombi, mustata mea, halat consilieri! Ce se întâmplă cu el? E zgâriat? Te-ai zgâriat azi noapte. Băieți, sunt bine, da? Nu vei fi! Mai bine mergeam în tabăra militară. Eu voi țipa la voi! Voi veți plânge! Eu voi zâmbi la voi! Așa veți crede că suntem prieteni, dar vă veți înșela! Eu voi țipa și voi veți plânge! Eu nu mai rezist prea mult, frate. Uite, acolo! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Nu știu, pune-mi la ce te gândești tu. Ne ducem la tabăra Pindac și ne răzbunăm pe O'Reilly ăia. Bun, deci, cel puțin doi zombi există și se poate transforma și Sanjay. În cartea cu reguli nu scrie nimic despre asta. Stai calmă, am aruncat cartea cu reguli. Atenție, oameni buni! Delroy Barfield și Sanjay Kumar să se prezinte la cabana directorului imediat! Adică la mine, Crow! Vrei tocmai un avertisment că vine apocalipsa? Poate încă nu s-a răspândit. Ar trebui să-i spunem din nou. Mă duc să verific copiii. Dar să-mi spuneți care-i planul, da? Nu e așa de rău dacă cineva sare în trambulină, nu? Salut, Crow! Înainte să... Nu! Înainte să începeți voi! Vestea bună e că mi-am găsit telefonul în lac.
Și trucul ăsta cu punga de orez este foarte bun. L-am uscat imediat. Partea proastă. A sunat cineva pe nume Sergent Williams de la tabăra Comportament Neadecvat. Vă pare cunoscut? Nu, deloc, când am auzit numele ăsta. Absolut deloc. A spus că i-au fugit din tabără doi băieți. Băieți care ziceau că sunt Sanjay Kumar și Delroy Barfield. Bine, uite, orice ai auzit e... e vina lui Dylan. Ce? Fraților, avem o mică problemă pe aici. De fapt, cred că avem o mare problemă aici. Fraților, zombie! Da, am încercat să împărtășesc casa la focul de aseară. Dar nu mă ascultă nimeni. Wow, hei, stai! Vreau să-i spune pe mama și tata. Da, ne trebuie ăla ca să sună la feribot. Da, cred că nu trebuia să lovesc telefonul. Nu mă simt bine. Sunt niște canoe la ponton. Poate le folosim pe ele ca să găsim ajutor. Bine, regulă, regulă. Nu putem lăsa tabăra așa. Dacă plecăm după ajutor, nu o să ne mai întoarcem la timp. Va trebui să o facem chiar noi. De data asta nu vreau să ai dreptate. Vreau să greșești. Să putem pleca de aici și să rămân cu capul de mușcat. Da, ai dreptate. Și trebuie să te vindecăm. Mersi pentru asta, Dylan. Mersi că ai grijă să-mi reamintești la fiecare două minute că urmează să mă transform într-un monstru care vrea să mănânce creiere. Hei, stai. Nu lasă să-ți se întâmple asta, da? Te-am făcut să te moi. Suntem mină. Bine, hai să mergem. Ai citit mult mai multe cărți cu monștrii. Zombii sunt greu de ucis, sunt deja morți care mișcă. Cel mai bine ar fi să le dăm în cap. Și au o foame constantă pentru creier uman. Scuze. Dar, de obicei, există un leac. În poveste exista un antidot care îi vindeca pe toți, mai puțin pe Anson. Și provenea din spital, poate că e încă acolo. Să se ducă cineva să-l ia. Mă duc eu. Cum? Tu? Cine se ruge trebuie să știe cum să amesteze soluția cu cantitățile potrivite ca să se metabolizeze. A? Exact! Și eu mă pricep la chimie! Vin și eu! Sunt rapid și pot să bine dispun de geniul nostru. Ce mai de verițe? Mă face să fiu așa de mândru. Adică înainte erați așa de nefolositor, dar acum adică... Priviți-vă! Așa... Poftim! Ia astea și vezi cât antidot poți să iei. Bine! Haide! Regitule, uite una în plus pentru tine. Și geniule, și pentru tine. Mulțumesc! Baftă, băieți! Să aveți grijă! Gata, gata, băieți! Cred că li se face foame! Nu cred că e în siguranță acolo pentru copii. M-am săturat să mă ascund! Dacă ăsta e sfârșitul lui Cheeseburger, mi-l dau cu fruntea sus! Numele tău nici nu era Cheeseburger până acum două zile. Voi rămâneți aici. Noi o să mergem să facem rost de arme. Dar cum o să ajungem acolo? O să vă purtați ca zombie. Dacă sunteți convingători, poate ne lasă în pace. Vă învăț eu. Tata mă tot învață cum să fiu actor de când aveam 3 ani. Bine. Brațele mai lăsate, brațele lăsate. Imaginați-vă că viața s-a scurs din voi. Ochii lipsiți de viață. Voi, ca și în suflet. Da, da, bravo cu brațele, Sanjay. Și prefă-te că ești mort, prefă-te bine. Brațele să fie mai lăsate. Ceva e foarte în neregulă cu el. Nu mai e, am vorbit cu el și o să se schimbe. Nu-i așa, scumpule? Deci, ce ziceți de încă o poveste? Ți-a plăcut povestea cu rechinii mei, așa? Ați de încă sunt la... Da-te!
te face pe zombiul și mi-ai și pe secret. Hai, zombii, bă, bumbino! Stai, suntem noi! Sanjay, Sanjay și Delroy! Păi, nu tocmai, dar nu suntem zombii. De unde să știu că nu sunteți zombii? Pentru că vorbesc cu tine! Bine! Deci, care e planul? Încercăm să rezistăm aici până murim, a? Nu! Nu, nu am trimis doi de-ai noștri să ia antidotul. Ne pregătim pentru un atac. Ne trebuie arme. Rezolv eu! Suntem gata să începem. Vreți să mergeți să adunați mingile de tenis? Le-am folosit pe toate pe voi. Super! Dacă aș putea modifica amestecul, atunci va merge o dată cu contactul. Nu vom folosi ace. Bine, mi-e frică de ace. Dar grăbește-te. Nu poți grăbi știința. Poți să o accelerezi? Ne-am fi întors în tabără deja. Eu sper că antidotul să meargă. Dar da, un jetpack ar fi super. Voi de unde vă grăbiți așa? E o poveste lungă și imposibilă. O să vă spună Sanjay și Delroy. E o idee bună. Asta nu e genul de lucru cu care te obișnuiești. Descustători! Vrem să vă mulțumim că ați ales friptura noastră ca să vă satisfaceți nevoile culinare. Nu e nicio ușă, nu trebuie să alergați după copii, totul e ușor. Deci, haideți la masă! O să muște din omeală. Da. Nu, nu ignoră omeala. Se pare că nu le mai place carnea noastră. Ca să fiu sincer, nici mie nu-mi mai place. Cred că au găsit ceva mai apetisant. Care-i planul, doi băieți? Antidotul, da? Salut, băieți. Cum a fost în tabăra militară? V-ați distrat? Vorbim mai târziu și vom vorbi. Știu, dar îmi doream să lovesc pe Brogan în cap cu o vâsnă. Regulă, mă duc să o pe Lauren. Arma noastră secretă cu noi zombii. Telefon de 500 de dolari. Înapoi!
făcut? Sanjay, am reușit. Cred că acum pot să spun Dane. Dane? Dane? Te-am mușcat cumva? Pentru că ar fi foarte disgustător. Pentru amândoi. Ce se întâmplă? Ce mi s-a întâmplat? Nu am observat. Da! 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 Bravo! Da! Da! Bună! Cred că vom primi niște scrisori furioase de la niște părinți furioși. Băi, o să fie tare, o să fie super tare. Da, merge. O'Reilly! Trebuie să vorbim. O'Reilly? Da, cred că e vina noastră că ați ajuns la tabăra militară. Hei, ce-ați zice dacă v-am spălat rufele tot restul verii? E un început bun. Ies, înloviți-l! Nu merge! În povestea antidotul a mers pe toată lumea, pe excepția lui Anson. El e pacientul zero. Și ce facem? Salut, băieți! Ce se întâmplă? Am găsit-o în spital și am reparat-o, ca să fie pregătit. Cred că n-am nicio șansă să fiu consilier aici, nu-i așa? Uite cum facem, frate! Adu-mi un CV și te sun eu! Pa! Bună dimineața, pândacilor! Azi am dormit până mai târziu, deci voi rata micul dejun. Și am supraviețuit unei apocalipse a zombiilor, deci bravo nouă! Și ca să ne bucurăm că n-am murit, o să dăm o petrecere tropicală în această după-amiază. Cam voluntari care să pregătească masa și să curețe casa. Și cât mai mulți. Era cât pe ce să uit. Noua regulă a taberei este că toți putem să fugim din calea creaturilor, deci... Prezentați-vă la instructorii Barfield și Kumar pentru antrenament. Eu sunt zombie. Dacă te prind, vei fi mâncat. Mama ta va plânge. Mai ușor! Vorbești serios? Eu sunt cel de treabă. Târâți-vă ca să vă salvați. Voi nu vă târâți nici după mâncare. Jur că mă răzbun, Sanjay Kumar. Te răzbuni? Tu te răzbun pe mine? Nu ai cum să te iei de Sanjay. O să te fac praf, de nici nu mai știi de tine. Salut! Ne-am gândit să vă aducem asta. Cred că ar trebui să o numim Cupa Veverițelor. V-ați dus după ea? Da, dar tu nu ne-ai spus că ai ascuns-o într-o gaură? Da, cred că mirosit groaznic. Nici n-ai idee. Mersi, băieți, e foarte tare. Plecați undeva? Ne gândeam să mergem să găsim majoretele alea, știi? Ca să ne asigurăm că sunt bine. Super! Să mergem! E sigur că ar trebui să învățăm asta? Nu există chestii ce simt de aerul în curaj și ar trebui să învățăm? Cum ar fi fetele folosind o busolă? Are logică, eu mă duc cu el. Da, da, și eu! Pentru că asta fac consilierii șef de pe aici, știi? Te duci să vezi majoretele? Deci asta e tot? Mă muși și apoi s-a terminat? Tu mi-ai pus o lesă! Nu mai îmi place de el. Nu-ți mai place de ia el. Ia uite noi, consilier. Nu-mi spune, i-ai pus pe amândoi pe lista ta? Da, vezi? De asta ești tu cea deșteaptă și eu sunt cea foarte drăguță. Băieții O'Reilly, cum merge cu spălatul rufelor? Curate, călcate și împachetate. Bine. Știți, voi sunteți mult mai intimidanți acum. Serios? Mersi, mă simt mult mai intimidant. Da, și eu. Adică cred că mi-ar prinde bine o poveste de groază la foc. Super, să vă citesc una. Nu. Începe? Nu. Hei, ce faceți? Ce-ai făcut asta? Arunc încă o carte cu povești de groază până nu dăm naștere vreunui alt zombie. Sau lui Lorna îi apare altă măstață. Adică vina cărții? Tot ce este aici când le citim prin viață? Am spus-o înainte și o spun și acum. Cărțile sunt rele și...
Televizorul e bun, băieți. Rol a spus ceva despre niște chestii foarte ciudate care s-au întâmplat în tabăra asta. Mă întreb dacă această carte are vreo legătură. Bine că nu am citit toate poveștile cu voce tare. Ar trebui să fii cam fraier ca să faci asta. Deci, vreți să mai citim o poveste? V-a plăcut cea despre rechini? Bun, deci ce facem acum? Eu votez să avem o super vară pentru că zombii au dispărut. Mai e cineva de acord? Yeah! Eu sunt de acord! Ce? Tocmai ai avut o idee bună. Da. Și am votat pentru ea. Uh-huh. Asta mă sperie. Let's stay out of the Dublaj realizat în studiourile Ager Film. Au dublat Cristi Niculescu, Raul Stănulescu, Ion Grosu, Vlad Constantinescu, Silvian Vâlcu, Răzvan Teodorescu, Tudor Dobrescu, Justin Năstase, Nicolae Adetu, Andrei Armășelu, Ana Udroiu, Anca Iliese, Lucian Rus, Tudor Morgovan, Alexandra Badea, Radu Chirțan, Andrei Tache, traducerea Florina Brădeanu, regia de dublaj și adaptarea Florian Gimpu, inginer de sunet Dan Tache. Call me over.